Hai să-l cumpărăm. Să-l cumpărăm, nu? Wow. Nu știu dacă e aceeași condiționare. O fi aceeași condiționare? Nu cred. Da, corect. Porsche. Cabrio BMW. Da, și cum vă spuneam, cred că în loc de Mercedes, mi-au Lamborghini. Da. Super. Super. E? E 63, da. Da. Oh, M3 nu. Mi s-a părut că este un M3 acolo. Nu așa că ceva bugine o conduție afară. Da, mă. Că mai că s-a doar de aici. E? Mai că doar de aici, o mașină astea. Că spunează, bine, aici două mașini de atât. Două, clar. Bă, ea are baterie. Da, ia să vedem înăuntru. Da. Astea au fost vopsite aici. Ha? Da, da. Astea au fost vopsite, se vede. Ai scaun de ăsta cu... scaun bun. Cum? Ai scaun bun. Are scaun bun? Da. Ai condiționat toate bacatele. 373.000. Trebuia să închide puțin motorul. Închide motorul. Hai să mergem să vedem dacă e cal motorul. Că el așa poți fie, știi? Ce mai are pe aici? Uite, mă, o mufă de pui mei. Curent. El pare să nu fi să mișca de aici. Să vedem de unde se deschide. Ia vezi puțin. De aici, uite așa clapa. Aha. Ok. Era ce? Și în casa s-a încălzit acum. Dar partea asta? Nu pot să vedem, două ochi am. Da, 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 s-a încălzit cât am numai. Nu, n-a fost. Asta de mult Da, da, are ce. Adică l-a pus în vânzare. Da, da, da. Nu vă scrie de un loc, nu vă nimica. Da, pare a fi... Și nici motorul nu-i spălat. Că dacă-i spălat, nu era tamizare pe aici. Da, pare a fi... Ok. Da. Ce te uiți la cauciucuri? Da. Oricum, cauciucurile sunt de schimbat. Sunt salvetele. Hă? Deci poți să cinci cu pământul, că salvetele. Să... adică 4 stagiuni. 4 stagiuni. Ce părere aveți, dragi prieteni? Da. Astăzi electrice, frumos. Ce înseamnă 270 de grade am văzut? Adică, cred că la oglindă, nu? Unghiul. Ce? Sau disterțat, cât sterțează. Da. Ia să ne uităm cât așa ce. Da, aici, într-adevăr, a fost rugină. Și o dat. Vedem aici. Nu mai vin. Așa, aici. Uite, mizerie ce pui mei au fost aici, de la... Așa, scaunul, aici, eu... Scaunul da, cu suspensie, eu n-am așa ceva. Șmecher ăsta că... Eu n-am așa ceva, am uitat de, uite, cam... Da, 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 da. 180. Unde are USB-ul, mă? Toți care are USB-ul? Asta am întâlnit fără USB-ul. La mine, uite aici am USB-ul. Da, că eu m-am uitat, m-am uitat... Aici am USB-ul la mine, aici. Da, m-am uitat și n-am văzut USB-ul. Asta e modelul de casofon din aici. Așa, uite, aici, pentru ce are? Trebuie să spun că cheie, asta e așa, îi dă drumul. Da, uite, a. Temperatura de afară, cred că ceva în genă. Așa, asta aici. Aici au pus lemn, pui mi. O închis, a. A? Ușa? Da. Am mai dau niște picioare ca să închide numai, numai. Eu am uitat toate aici. Aha. Să ne uităm la îndoituri, la de-astea. Aici asta cred că se deschide, puii mei. Da? Asta se deschide. Perfect. Ca lumină. Asta și ce-a fost înăuntru? Asta a fost magazin. A? Au avut rafturi de și de asta. Cum? Asta au avut rafturi puse aici.
Da. Mă uit și în spate, nu pare prea mult a fi cărat marfă cu el aici. Uite, mă uit în spate aici, vezi? Nu pare, adică știe el că cum cu ar fi încărcat, ar fi... Păi și asta trebuie să fie zgâiată și tocită, uite, da, 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 da. Eu cunosc pe gând. Au avut un magazin ceva în ea. La mine pe gând e dezastru. Ușele. Bă, să nu fi fost accidentat sau toate alea. Da. E, roata o are în spate, în afară. Ok. Să vedem puțin de desubt. Audi. Bă, nu pare să curgă la diferențial nimic. Roata o are aici, externă, e sub. E curată. A? E curată. Ce? Da, da. M-am uit odată. Am și motorul, că e curat, nu-i mult. Da, eu, oricum, partea asta aici a fost vopsit de subt. E cu verde. Te poți uita puțin dacă vrei și tu. Acum da, uite, vezi? Uite aici, a fost vopsit aici. Partea asta e în verde, mai deschis acolo. Țin de subt. Bă, pare să fie totul curat. Da, aici are motorină, da? Aici deschizi, deschizi clopeta. Aha, da, care rezervor aici? Are rezervor de 100 de litri. Mai mult. Ha? Mai mult. 100, așa scrie. Eu bag 135 de euro. Aici am mai avut ceva pus, vezi? Aha. Care... Da. Ia da. Unde-s cheie? Eu am mania cu cheie în buzunar. Ha? Eu am mania. Ăla n-am întâi fix scaun. Așa. Ce spuneai de aer condiționat? Stui puțin. Da? Așa, ce spuneai de aer condiționat? Aici? Da, uite, aer condiționat. Eu nu am mașina mea. Nu? Eu nu am. Da, da, mi se pare că... Așa, ia zi aici. Eu mi-a rămas niște șuruburi când au reparat-o. S-a mai reparat-o eu. A, erai tu. Da, păi eu sunt. Uite aici, actii la mașină. Puii mei. Da, aici au pus o bucată de lemn, așa. Ăsta aici ce face? Nu știu, trebuie să arcăm. N-am idee ce înseamnă. Da, trebuie să vedem. Am întrebat și ceva ne va zice. Dau eu ceva. Și cum ține face asta, noi nu. Perfect. Important că mi-a adus aminte. Da, da. Aici ar trebui să aibă trusă. Da. Trusă. Mor cu asta aici. Noi. Da, cam asta este sprinterul. Aici. A? Da, da, clar. Cam asta e mașina. Așa un review. Două grinzi. De brichetă. Da. Sus. E mică, dar e mare. Mare, dar e mică, știi? Mm-hmm. Da. Acolo a avut, aici așa, a avut pentru aer condiționat. A retras o chestie până acolo. Am rezolvat. Ușor, simplu. Deci în 10 minute dacă ar fost, 10 minute. Bine, a fost ceva coadă și normal că am stat la rând, dar de altfel Germania, 10 minute și ți-ai numerele.
valabile 5 zile. Se vede, da? Mergem înapoi la concesionariu liber dreapta. Sperăm să fie bine. Au zis că controlează apa, uleiul, centura. Am înțeles că sunt în Germania. Cum e să cumperi mașini în Germania? Este ora 5:20 și încă n-am mâncat. Nici eu, nici Mihai. Deci e simplu. Mai trebuie și mâncare. Nu mai trebuie și mâncare. Dacă cumpărăm mașini, suntem boboci. Nu mai avem bani acum. Nu mai avem bani. Păi da. Știi cum este? Mâncarea e fudulie. 7 euro un pachet de țigări. Mic. Mic. Mai 10. Deci în Germania ce țigări sunt? Marlboro. Marlboro roșu. Așa, subțire. Dar numai 19. Banii mei munciți de vară. A, numai 19. Păi n-ai să vede 20. A, numai sunt de 20 acum? Dar nu există, nu a fost niciodată în Germania 20. A, n-a fost 20. 19 sau 21. Seguire. Aha, am înțeles. Sau de 40. A, sunt și de 40. Ok, da. Perfect. Bun, hai că așteptăm mașină, duci și cumpără țigări. Sau de 40. Uite, și pachet de 40. A, deci, pachet de 40 de țigări. Mama mia. Tot să fumezi. Pare ușor, dar nu este. Nu este atât de ușor pe cât pare, dar pare ușor că nu este. Până nu ai asigurare la mașină, nu-ți face numerele. Deci asta să fie clar. Trebuie să ai asigurare la mașină pentru a-ți face numerele provizorii. 5. Și stai să mă întreb. Pe câte zile, Mihai, îți fac? 5 zile? Numerele. Da. 5 zile? 5, 30, 3 luni, 6 luni sau definitive? Nu, este și un an. Am văzut pe YouTube un italian care a făcut pe un an. Tot ce posibil. Deci 5, 30, 6 luni. 3. A, 3 luni. 3 luni, 6 și un an. Și un an. Da. Deci pentru o lună mă costa 285. Exact. Era varianta lui stand-up comedy al lui Micuțu, nu? Și a zis că, bă, ăla cu taxiul din spate nu se face verde, știi, claxonează. Da. Zici, unde, mă, unde că e roșu? Și te uiți la el în spate, când te uiți înapoi e verde. Da. Și uite, mă, acolo că e verde. Am ajuns în Mercedes, hai în avion, ok? La mașinile mai noi, bineînțeles, trebuie să apeși ambriajul, că dacă nu pornește. A plecat la, cum zice românul, mă, la sfert. La sfert. La sfert. La sutime. La sutime. Și a plecat, Doamne ajută! Suntem în Tradova. Și am plecat. Da, nu avem centura. Ne anunță imediat că nu avem centura. Punem centura, bineînțeles. Perfect. Ok. Mihăiță face la dreapta, facem și noi după el, clar.